oferă doi un prim meci de verificare în această plină perioadă de pregătiri pentru viitorul campionat. Mulțumit de evoluția jucătorilor în meciul de azi? Da, într-adevăr, am început și noi pregătirea de două săptămâni. Acesta este primul joc amical pe care l-am făcut cu o echipă de Liga 3-a. Am mai avut la mijlocul săptămânii trecute și weekendul trecut am mai avut un joc școală cu juniorii mari. Per total sunt mulțumit pentru că este o perioadă de pregătire, dar sunt mulțumit de jucători. Mai aveți încă o lună până la startul sezonului. Care este obiectivul pentru viitorul campionat pentru pentru Farul 2? Într-adevăr, mai avem o lună de zile până începem campionatul. Obiectivul este acela de a accede în play-off, pentru că anul acesta primele patru echipe vor fi în play-off. Acesta este obiectivul stabilit de club și îmi doresc foarte mult să reușesc acest obiectiv. Pentru dumneavoastră este și o provocare pentru prima oară antrenor principal. Da, într-adevăr. Am stat lângă domnul Hagi și lângă stafful dânsului. Am avut foarte multe lucruri și încă mai am foarte multe de învățat, dar suntem împreună, sunt pe lângă dânsii și mă bucur. Mă bucur că a avut încredere în mine, sper să nu dezamăgesc, sper să-mi îndeplinesc obiectivele și să fim sănătoși. Mult succes și câți mai mulți jucători să facă pasul spre echipa mare. Doamne ajută! Mulțumim că și acesta într-adevăr este un obiectiv pe lângă play-off și acesta este un obiectiv ca cât mai mulți jucători să facă parte din lotul echipei mari.